Salutare tuturor, bine v-am regăsit la un nou episod de pe, primul de fapt, episod de pe Cristofu și Gaming. Am zis că o să fac episoade, dar uite că am avut foarte mult timp, acum începe și la școala și bine, hai că ne apucăm și noi de episoade. Am văzut foarte multă susținere la trailerul ăla, sau cum să-i spun așa. Știți, dacă nu v-ați uitat acest canal după nume, puteți da seama, nu o să puteți juca mult, mai degrabă să puteți, pentru că puține locuri, pentru că am un laptop care se spune. Edits. Deci, Rage Challenge-ul am încercat să... Din greșeală m-am jucat mai târziu și am avut doar două win-uri pentru că numai ce am intrat, ăsta e contul secundar, dar o să jucăm pe ăsta pentru că vreau să-l cresc. Și hai să intrăm cu un deck, ăsta e decul meu principal, dacă vrei puteți să-l luați și voi, foarte mult, dăm un quick match. Bun, hai că se aude bine. Sper că o să gen așa. Următorul videoclip. Deci avem aici foarte multe mașini și pe lângă mașini mai avem niște obiecte, uite, un produs de Crăciun, prin care pot să testez mașini, de exemplu un large roller, aici se face mașina clătită. Bun, dar noi o să vrem să facem niște teste mai amănunțite și o să luăm, uite, mașină, uite, mașina asta pare rapidă. Și aici poți să orice tip de mașină. Eu o să luăm asta pentru track day, pentru că, na, pare cea mai rapidă. Și vreau să văd. Se spawneze. Ce frumos arată asta, are și presiune acolo cu bar, acolo sus, în fine. Mamă, chiar arată. Eu. S-au adăugat chestiile astea. Cum să le spun oare? Tirolienele astea, chestiile astea și super faine, pentru că ce faci cu ele este că nu stai că am dat fail. Te prinzi și pur și simplu mergi cu ele și poți să tragi din ele, adică na. Stai pe asta și tragi. Și intervine acest laptop. Laptopul meu este un laptop gaming Asus FX504GD. TAF, este un TAF de la seria UF. Este un preț incredibil. Deci nu îmi spuneți mie laptop de gaming. Vedeți cum arată de ro la prețul ăsta. Nu spuneți, da, e adevărat, e reducere de la 3500 de lei. Dar eu când l-am luat cu 3000 de lei. Așa că nu zic acum să așteptați până scade la 2200, 2500, niciodată nu o să scadă atâta. Deja a scăzut și este un preț foarte bun. Deci vine cu un Intel Core i5-1300H. O să vorbesc imediat despre el, este un procesor. Este componente destul de bun, mă descurc, adică o să mai fac, bineînțeles, dacă vă place vouă. De data asta, după cum vedeți pe PC Garage, nu m-a sponsorizat nimeni să intru pe site. Cine zic, nu m-ar deranja, adică n-a luat suma mea, nimeni nu mă sponsorizează, e o glumă. Dar au foarte multe produse la un preț foarte bun, sunt serioși, dacă de multe ori am comandat de la ei, practic doar de la ei comand. Și de fiecare se țin, de data asta o să facem totul despre laptopul, o să vă arăt așa. Cel mai bun laptop de gaming la un preț rezonabil, la care toată lumea l-are. Laptop de business nu mă prea descurc eu acolo, dar na, poate. O să vă arăt ce vă trebuie să căutați pentru laptop. Nu fie nici cel mai scump, să fie un de 1 tera la 7200. Ce Seagate Barracuda, bă, n-ar merge nici pe Toshiba, dar am așa că o să adăugăm în coș și acest Western Digital de 1 tera. Și mergem la surse. Aici o să selectăm, să vedem ce avem aici. Filtre, recomandat pentru gaming, hai să filtrăm doar atâta să fie de gaming. Să vedem ce
Avem aici, și asta e prea scumpă și nu avem nevoie de 650 de W, undeva la 450-500, cam pe acolo. Poate că o să fie și aia un pic destul de... Mă, un pic destul de... O să fie mai mult decât poate avem nevoie noi, dar de la Enjoy astea nu mă bag, că nu mi se par foarte nice. Hai să vedem ce mai avem. Sper că se aude bine. Mare așa. Asta pare ok. O aș vrea într-un fel să văd ceva care... Uite asta. Am văzut foarte multe chestii. Sursă de 512W, certificare 80 plus bronz sau ce-o fi. E ok, destul. Pe viitor o să mai puteți să adăugați procesul, să schimbați procesorul sau placa video fără să trebuiască să schimbați sursa, pentru că o să fie destul de ok. Ventilatoare nu luăm deoarece bunesc o să fie pe procesor. Deci până acum avem 460 de lei doar cu sursa și cu aia. Aici aș vrea 8 GB, 8 GB de RAM este necesar, dar mi-ar plăcea dual channel. Prima dată eu zice să luăm placa de bază, pentru că după ce știm placa de bază putem să ne uităm și la memorie și la procesoare. O aș vrea să... De fapt, trebuie să ne uităm la procesoare, să vedem ce procesor putem să luăm, dacă ne hotărâm să mergem pe AMD sau pe Intel. Și aici o să fie o chestie de gândire, de atenție, de, nu știu, într-un fel ar merge pe Ryzen pentru că sunt ieftine și sunt ok. Te jocuri pe telefon sau așa, să facem video dacă vă place, dacă vreți. Uitați să ziceți acolo. Ce putem să jucăm? De-aia vreau să le invit pe blăduți ca să jucăm, știi, să jucăm Bă, mulți. du-te, bă, Și 6 puteți să like-uri. spun. Vedeți că pe modul ăsta vă dă rollerii la level 10. Deci eu fac gen acolo, hai să facem 7 like-uri și deja avem 6 like-uri și de cât timp am început. Da, bun. Blăduți! Ce jucăm? Păi aștept să intre blăduți odată Atunci stai să schimb și de eu la brawler-ul. players. Mi-l iau și eu. Stai să văd dacă pot să are rost să fac upgrade. Dar are rost să fac upgrade la Nita. La Nita? Sau la Shelly. Pe Nita cred că am. Pe Nita o am de level 5, imediat pot să fac de level 6, mai am nevoie de 4 piese. Mai am Salut! nevoie de 4 de astea. Salut, exploiti cax. Așa, boss. Mulțam. Ok. Hai cu taxi. Bine vedea, facem ceva mai special, facem un unboxing și așa, am puține videoclipuri de unboxing, cred că am unul sau două pe canal. Uite că vine și al treilea, probabil v-ați dat seama din titlu și din minunățile asta ce avem noi aici. Înainte de a începe acest videoclip foarte pe scurt, vreau să vă spun că nu am postat pentru că am fost foarte ocupat, dacă nu știți, perioada cu tezele, nu știu, ultimele astea luni, este chiar nașpa, adică toată săptămâna asta am avut 3 teze. Dar mi-a făcut foarte puțin timp, fac un episod rapid, în jumătate de oră le editez plus postez. Să știți că tot vreau să vă mulțumesc pentru 150 de abonați, am o tonă de mulți abonați, nu știu, o să revin cu te. Un subiect mai special, așa să zicem, nu este un videoclip normal, să știți, dau puțin mai tare, mai gen. Este un subiect foarte important, pentru că, na, cam asta se întâmplă în ziua de azi și probabil că foarte, foarte mulți dintre voi nu știți care este, de fapt, problema sau care e situația. Dacă nu v-ați prins, este vorba despre coronavirus. Coronavirus, între ghilimele, sau nu între ghilimele, virusul care face ravagii. Am observat foarte mult că foarte multă lume este speriată sau habar n-are despre acest virus și vreau să vă lămuresc. Mă rog, să vă lămuresc, nu sunt doctor, nu sunt pe domeniul ăsta, vreau doar să... Bă, nu-i bine, bă, nu-i bine, stați puțin, am greșit. Am greșit la... Simulator sponsor aici. Aici mă trebuia să pun eu, a devenit un boțoc. Aici, Nati, aici trebuie, Marius 46, trebuia să pun. Ai facecam? Am facecam, dar nu fac live cu facecam, pentru că... Momentan, nu am setat facecam-ul foarte ok și... Da, cred că momentan e ok așa cu audio, dacă simt eu nevoia să...
trei culori mi se pare cel mai echilibrat pe un calculator. Adică, ai trei culori, n-ai treabă, o să mai, o să băgăm două. Spook 04, salut Alex, YouTube, salut. Spook 04 este primul participant, acum arăt, ia uite-l mă, ai, bun. O să ne prezent. Acolo pe chat, acum am nevoie de voi, pentru că toată lumea o să fie, o să participe în clanul ăsta. Facem un clan pe care ne jucăm cu abonații și pe live-uri și când o suntem pe live-uri, gen. Și o să jucăm customs cu ei și o să fie super fain, ca un fel de server de Discord. Vreau să-mi spuneți acolo sugestii de nume pe chat. O să mă gândesc și eu acum și să spuneți voi, gen, dacă e super, super fain. Hai să ne gândim. Robita and the Brawlers. Sună rău, un pic ceva mai scurt ar vrea ceva, gen, să nu fie foarte lung, să fie ceva scurt, reprezentativ și interesant. Și să puteți face și un tag. Ar fi o variantă Tech Gamers, da, Tech Squad, bă, nu sună rău Tech Squad, vezi că nu sună rău Tech Squad. Bine, Dark Smoke, nu zic nu. Hashtag 1, salut! Eu, tutorialul prin care voi vă alegeți laptopul potrivit dumneavoastră. În primul rând, există 3 tipuri sau 3 categorii de gaming. Gaming light sau light gaming, în care pur și simplu te joci câteva joculețe care nu mănâncă foarte mult din resurse, la o FPS cât de cât decent, la o rezoluție cât de cât ok, că e 1080p, că e 720p. Practic pentru gamerii care sunt amatori, care joacă doar în timpul liber. Da, practic un model de laptop care nu are o placă video foarte puternică. Camere. Când am ieșit, l-am văzut pe Sky, o dat kill pe portocaliu, pe David. GG! Tank, bine bă, GG! Mamă, Sky! Mamă! Hai că se poate, se poate! Fugim! Mamă, vezi că e gorei? Mamă, bă, ce-i bate drifty, dar trece prin ei! Au! Nu-i bine, ne știu e poziția, bă! Urlă moiu! Eu tot mă bag pe el, ești de bun la cap. Bă, bine drifty, da, bine. Respect. Bă, ia uite-l, mă. Bă, vezi că vine ăsta. Dar ce faci, mă, aici, mă? Bă, tu, bă, ești de bun la cap deja showdown. Trebuie să plec, David, că trebuie să fac. Hai, mă. Omul a terminat pe David. Fii atent ce șmecherie, ok, deci acolo fiți. Să mă retrag aici ca să-l spawnez pe David. Mai băgăm unul, ia uite David, hai să vedem unde sunt. Trebuie să ne băgăm pe ei, că altfel n-am ce să fac. Mamă, băi, aproape berteam, ești de bună. Ia uite-o, ai ce am găurit, mamă, băi. Da, te aștept. Bă, vezi că, bă, stai puțin, că ăsta mă bate, mă. Bă, m-a salvat animalul lui David, turturica. Bă, iată-l ăsta, ăsta pinguinul, ești nebun la cap, dacă nu era ăsta, eu eram mort. De altă viață. Gata, terminate, ciociolita. Bă, ia vedem ce le fac la ăștia, David. Ni! Holy, băi, ce de bună sunt, deci e incredibil. Băi, nu se poate așa ceva. Raul QQ, te invit să joci cu noi dacă vrei să intri în clanul nostru, am făcut un clan. O să ți-l arăt imediat, să terminăm meciul ăsta incendiar, este extraordinar cum se poate așa ceva. Deci așa ceva este incredibil. Ia uite-i, mamă, stai puțin că am deja de la cât de insane. Oh, ușor. Mamă, rip. Băi, au colectat astea toate punctele, nu-i bine. Vezi că bate David, dă-l, mamă, vezi că bate David. Ok, nice try, bă. Bă, ușor, ei. Wow, vezi că vine Bogdan aici, un point. Mamă, ce țintă am bună, mamă, băi. Ușurel, bă.
Hai, gata, acum suntem full tilt, acum jocul merge perfect. Fiți atenți aici, boys, fiți atenți aici cum se joacă ca un campion. Bine, un pic mai greu până mă finesc eu cu controle. Mamă, rip. Băi, vezi că nu e rău. Hai, băi, mai suntem 3 brother rămași în viață. Pe asta îl puși pe Bogdane, te pușezi aici. Ia uite, mă. Joacă-o pasta, Johnule, ia uite-o. Ai, bă, ești nebun la cap, ce de capitate le-au, băi, dar hai să trebuie un pic distanța. Poate mă pălește unul din tu fișuri, ești nebun la cap, poate mă, ușor, Bogdan, nu, hai să nu ne panicăm. Ia uite-l. Băi, ăsta are 8 puncte. O, oh, Doamne. 8, top, mamă, direct, una. A, încă una, hai că încă una, dacă încă una. Ni. Ops. Nu, hai să nu ne impacientăm, mamă. Mamă, face timp cu mine, bă, Bogdan. Rip, bă. Rip. Demon. Bun, bine, l-am scos. Tank. Mamă, ce bun îs. Bă, nu mă bate Julius Mol. Băi, nu-i bine. Tank. Bine. Mamă, ce bun sunt. Stai că mi-a revenit. Ia uite-i. Băi, pentru asta, pentru asta trebuie un ligand. Ia vino aici. Ia veniți încoa. Băi, ești de bun la cap, ce moră. Băi, ușor. Hai să ne panică acum. Mamă. Hai, Bogdane. Bine, Bogdane, aproape bați. Rezist acolo, nu-i problemă. E bine și locul 2 oricum, dar e bine. Iată. Aoleu. Băi. Ok, Dark, ok. Darius, dă pe capă gard, mă, băi, capă gard. Ești de bun la cap. Iată. Haideți, mă, băi, de ce fugiți? Unde ești, pe Franco? Am înțeles, ai joacă zi... Mamă, băi.